Undeva, pe meleagurile urlaților, într-un peisaj mirific situat în mijlocul dealurilor pline cu vii, am descoperit cel mai mare amplasament de porumbei călători din Prahova, poate chiar și din țară. Aparține unui nume consacrat de Jean Brazlea columbofililor, nume pe care l-ați auzit vehiculat în nenumărate rânduri la călători în zbor, nume ce și-a câștigat faima și implicit respectul printre crescătorii profesioniști, Cosmin Olteanu. Despre el, dar și despre imperiul pe care l-a creat, vom discuta pe parcursul mai multor ediții ale emisiunii noastre, și asta pentru că una singură n-ar ajunge nici măcar să vizionăm, dar să mai și învățăm câte ceva. O caracterizare în doar câteva cuvinte arată cam așa. Bărbat 40 de ani, deținător al 500 de porumbei, câștigător al nenumăratelor competiții. Scoate cam 700-800 de pui anual. A investit în creșterea păsărilor sute de mii de euro și este poate printre puținii care au reușit să transforme pasiunea în afacere. Cu alte cuvinte, să reinvestească numai ce a câștigat și nu să vină, cum spune românul, cu bani de acasă. Toate acestea pălesc însă atunci când sosește momentul întoarcerii voiajorilor din marile competiții. Ca la vânătoare, când îți iese mistrețul să-l împuștizești, sau când joacă naționala și dă gol România, înțelegi, în ultimul minut. Drumul până la asemenea emoții a fost unul extrem de lung, adică de peste 30 de ani. Îl spune chiar cel care a primit pentru prima dată porumbei pe vremea când era doar un copil. Astăzi, cel care a înregistrat un succes răsunător, Cosmin Olteanu. Mergeam pe stradă, m-am întâlnit cu un domn profesor de biologie, se numea Păunoiu Nicolae, un om foarte de treabă, așa îmi spunea: grasule, gras sunt și acum, gras era încă mai micuț, mai gras. Așa? Și mă simpatiza și mi-a dat doi porumbei cadou. Acesta a fost începutul și implicit responsabilizarea băiețelului de 10 ani, care s-a trezit cu porumbei în brațe, fără să știe foarte clar ce avea să facă spre seară cu ei. I-am ținut într-un feu de cartofi, cum era atunci, cu o plasă de rapiță pusă în față. M-a dus acasă, am plâns la părinți și mi-a făcut pe urmă un coteț care arăta așa de vreo 2 metri înălțime, cu 1,20 m înălțime, un coteț foarte mic, cam cât un WC-ul de țară. Așa, din acel coteț am concurat până în 1986, cu rezultate bune. Deci chiar am avut un loc de 1 la o etapă de Prezmil, din județul Prahova, și am mai avut și un loc 3 și 5 la o altă etapă, tot de Prezmil. Dar și cele mai bune rezultate. După care în 86, când mi-am luat servici, lucram de dimineață până seara la 10, la 11 și am luat porumbei și i-am dat la un prieten. Nu i-am vândut, i-am dat la un prieten. A urmat o vreme când a fost departe de păsări. Poate că mulți au zis atunci că va renunța, însă voiajorii îi intraseră în suflet, iar dragostea pentru ei se dovedea tot mai aprinsă cu fiecare zi ce trecea. Tot timpul cât nu am avut porumbei, îmi doram și mi-era dor din nou să mai iau de porumbei. În anul 92, lucram la Valea Călugărească, eram administrator la o cantină, la combinatul chimic Valea Călugărească. Deci aveam ceva bani mai mulți, înțelegi, mi-am făcut o voieloieră mult mai mare decât ce aveam, nu ce am astăzi, așa, din care am concurat din 92 și până în anul 2000, acolo. În anul 99, când deci eram un jucător de porumbei care jucam slab și mediocru. La vremea aceea însă, pe Cosmin Olteanu nu-l interesau foarte tare rezultatele. Creșterea porumbeilor, dar și participarea lor la competiții, se aflau încă la stadiul de hobby. Aveam câțiva prieteni cu care după fiecare concurs ne întâlneam și mă interesa între mine și el care ne-a venit primul. Nu mă interesa pe noi de câte ori ne bătea doctorul sau cine era atunci Miriță și alți campioni. Puteau să ne bată, să ne sune apa, cam nu ne interesa, până intra după concurs între noi să bem o bere. Da? După fiecare concurs beam o ladă, două de bere, ne simțeam bine și aia era pasiunea noastră. Situația a durat până în anii 1999. Deja făceam afaceri, aveam bani mulți, zic eu, la momentul ăla. Așa, un
tot din porumbeia veche a ieșit un porumbel cu locul 2 pe țară la categoria generală. Acest lucru s-a dovedit suficient pentru ca traiectoria lui Cosmin Olteanu să se schimbe. În acel moment am hotărât să investesc în porumbei. Porumbelul se numea Jumuleală, nu mai trăiește în momentul ăsta. Un porumbel foarte frumos, dar un porumbel care nu avea nu știu ce origine. Și dacă tot a decis să investească în porumbei, s-a hotărât să aloce fonduri inclusiv pentru amenajarea de spații. În anul 2000 am achiziționat acest teren aici. În primul rând, când am cumpărat, în prima săptămână când am cumpărat, am semnat să pas fundația la Cotețul de Porumbei. Da? Așa, abia în anul 2001 m-am apucat și de casă. Da? Așa. Deci întâi era problema să am de unde să concurez cu porumbei și apoi mă vedeam unde mă mut să stau. Da? Așa a început construcția ceea ce urma să devină cel mai important amplasament destinat porumbeilor voiajori, aflat în gospodăria unui columbofil din Prahova. Se întinde pe o suprafață de teren impresionantă, adăpostește peste 500 de păsări și reprezintă mândria lui Cosmin Olteanu, cel care după 30 de ani a scos nenumărați campioni, cel ai cărui porumbei valorează la fel ca și cei ai crescătorilor din Occident sau cel care a pus semnul egal între pasiune și stil de viață.